Hei, salutare și bine v-am găsit la al doilea episod din Euro Truck Simulator 2. Da, fraților, aici suntem cu episodul 2. Și dacă nu v-ați dat seama, ceva nou, avem muzică. Toată muzica, dacă o să vă întrebați pe timp ce parcurgem jocul chestii, toate este la non-copyright sound. Și să-i dăm bătaie. N-am mai jucat deloc, adică am făcut mai întâi o misiune să văd cum se aude și chestii de genul. Job market, quick job, așa. Și acum dau price, așa, asta 2800 ceva. Asta îmi dă 4000 și ceva. Pe 200 km. Băi, ok, nu contează ce tir, îmi dă un Scania. Cum? Scania R A Topline. Take job. Avem muzică, deci e ok. Unde suntem, bă? Pe unde ieșim? Fuck it. Pe ce prin spate, cred. Fuck it. No, cred. Intrarea asta cea mai de intrare. Și da, pentru început, nu uitați și voi să apăsați butonul de like, să strângem și noi undeva pe la, nu știu, zic și eu vreo 20. Hai, nu, 30, nu, hai 50, hai 50, hai că se poate. Și bugged, bă, deci bugged, na bun. Deci nu înțeleg, deci chiar nu înțeleg ce am frame drop-uri. Probabil de la muzică. 90% cred că de la muzică, acum bagă 40 FPS-uri și mergea în 60, doar în 60. Și nu știu de ce. Chiar habar n-am ce merge 60 de FPS-uri. În 60, în fine. Hai că urcă, de ce văd că și mai revine. Unde trebuie să mergem? Așa, ce discutăm noi azi? În afară de chestia asta care e super OP, speed limiter, care l-am scos și merge ca uns. Hai să băgăm luminile. Merge ca lumea, pentru că normal speed limiter limited. Băgăm așa. Ăla e doar la 90%. Dacă cum bag eu. La 90% maxim, nu poți mult, nici mai mult, mai puțin poți, logic. Și nașpa. Așa ajungi și mai repede. Plus că hai că mă bag, bă, mă bag, man. Am eu și muzică, nu vreau să o dă prea tare, vreau să o dă mai tare jocul și pe fundal așa o muzică. Că, na, dacă stăteam eu să editez muzica, adică să o gen filmez episodul fără muzică, fără nimic și pe fundal iau eu muzica și o pun, dura mai mult, adică aveam bătaie de cap la editat. Pentru că, hai să vă explic. Dacă știți, uitați doar cu Cyberlink și în Cyberlink acolo nu știu cum puneți videoclipul și aveți cumva o parte, doar să spun doar pentru cei care știu ce e Cyberlink și știu măcar cum arată și chestii de gen, trestii. Altceva, bă, era să merg pe aici. Deci avem bara aia, prima chestie de sus în care e videoclipul întreg și jos avem chestia aia cu audio. Acolo putem da chestia aia cu câți decibeli să fie mai puțin sau cât la sută, la 100%, la 1% sau 0%. Mie chestia aia nu merge, adică dau de aia la muzică și văd că nu păi nimic, adică nu e cam nicio diferență. Hai, lasă pe asta. Stai, trebuie să mă bag și eu, dar bag-te, bag-te, bag-te. Hai.
Deci nu înțeleg de ce ăștia dacă nu pot, de exemplu, să treacă, ei se bagă. Deci, se bagă. Și pe aia tot eu mi-am damage, tot eu trebuie să plătesc chestii și chestii trestii. Așa. Și chestia aia mi-e audio stuff. Nu merge. Și trebuie să editez prin Wave Power Director ceva. Un programel pe care poți edita doar muzica, gen doar partea audio. Doar partea audio și ia destul de mult până importă, de exemplu, muzica din videoclip, o import programul ăla, ia destul de mult și până editez acolo durează. Pentru că trebuie, cum să zic, că trebuie să o, cum ia muzica 100%, o dau la 3%, după aia iau iară cum e transformat videoclipul în 3%, e ca și cum ar fi 100%, nu înțelegeți, sigur. Și îl fac mult mai, văd care volumul o să fie ok, 300 și mai nasol. Așa, pac, air și mai aici muzica, am dat aici mai tare, mai încet, am dat așa foarte, foarte puțin, nici nu știu cum am putut să dau acolo. Am câteva piese, sper să ne ajungă pe lipsul ăsta, pe viitor băgăm noi altceva. Vedem. Dacă știți și voi, în comentarii, lăsați acolo muzică de la Non Copyright Sound cu linkul la download ca să fie mie un pic mai ușor. Dacă vreți să mă ajutați un pic. Și cam asta e chestia cu editatul. Altceva, obiectul meu la damage. Alte chestii, ce spun, jocuri, deci simulatoarele pe care le-am jucat eu în viața mea. Deci prima dată, deci discutăm chestii de genul că așa nu avem pe tema de Euro Truck Simulator, nu avem ce discuta, de exemplu, na, uite ce frumos pod, uite drumul un pic crăpat, îndată vine noaptea, na, și pe așa. Nu avem ce discuta. Despre primele simulatoare, primul simulator a fost 18 Wheels of Steel, Pedal to the Metal. Și era un joc destul... Și cred... Hai de cap, mă. Ce am vrut să spun? Bă, dar sunt prost, nu bag cel. Așa, și era unul de cele mai ca lumea, gen simulatoare, era gen cu XP, făcea XP și îți dădea cumva, cum să zic, îți dea camioane, noi nu știu la cât XP, nu mai țin minte, dar știu că îți dea camioane și era destul de ca lumea, deci jucam, derupeam, băgam volanul, plus că iară joc pe tastatură pentru că la, fuck it, nu mă... L-am lăsat ziua aia că am filmat, azi hai că-l fac a doua zi, what the fuck, de ce volanul cameră, bag-l în cutie, am băgat în cutie și iar de tastură, na, nu mi se pare nimica ciudat, adică, na, pana mea, totuși, într-o fel e simulator, nu e gen joc care își pe tastatură, na, nu știu, simulatoarele simulează, înțelegi voi, volan. Așa, și 18 Hours of Steel, Pedal to the Metal, a fost primul simulator care am jucat, alte simulatoare, n-am jucat altceva ca nimic, și era destul de ca lumea jocul ăla, îmi petrecea mult timp, jucam mult timp, plus că era mic și nu știam, cum se spune, nu știam zile săptămânii în engleză și aveam birouri pe tot fel de chestii făcute de mine, cum scrie, cum se spune, la luni, marți, miercuri, că aveam acolo un joc. De exemplu, era Monday și trebuia Wednesday să fie marfa trimis și nu știam Monday ce e, abar n-am, nu le știam prea bine și aveam fix o foaie pus pe birou, scrise toate în engleză și după în română și mă uitam acolo și vedeam ziua când trebuie să fie pusă și când trebuia să trimit marfa și chestii, jucam destul de mult, pus că aveam volanul și când am primit volanul, am primit de Crăciun, la Moș Crăciun, nu spuneți la nimeni. Așa, și am jucat mult, deci stăteam peste 3 ore pe zi, bă, nu era mult, dar zic că stăteam mult în joc, adică făceam multe chestii în joc,
atunci. Și stăteam cumva la birou, eu am și un frate și el era mai mare decât mine, acum e la facultate. Și când eram eu, el avea treabă, n-a scria teme și eu n-a, stăteam pe laptop, pentru că calculatorul nu-mi ducea, adică nu-mi duceau destul de ok, dar stăteam la calculator, stăteam pe laptop. Și îmi puneam laptopul cumva pe mobil, nu știu cum să vă explic, am un fel de setare, în fine, e complicat. Și auziți o chestie, câinele, altă câinele. Și jucam ca Spartu. Îl puneam la birou, lipeam, nu știu cum, și volanul, stăteam în poziție incomodă, pe un scaun. Scaunul avea și spătar, deci gândiți-vă. Avea scaunul spătar și stăteam, jucam acolo, era nebunie. Nu vă închipuiți ce era acolo. Oho, hai că mai avem de mers ceva. Păi, în chestia că n-am filmat destul de mult. Deci, dacă vă întrebați, vă așa în gândul vostru, care fi primul simulator? E 18 sau 17? Ha? 7 și 18 World of Steel Pedal to the Metal, căutați pe Google, vedeți o fac. Era ca lumea, la vremea aia aveau chiar nici nu mai știu ce grafică are, deci la vremea aia era între cele mai faine jocuri. Alte jocuri așa, NFS-ul, nu-i simulator sau nu știu, abar n-am. Alte jocuri NFS a jucat, am jucat așa cu volan, nu mergea volanul, schimbă, nu știam ce, plus că nu prea știam așa multe chestii la calculator, zic așa, cum e, care e, cum să spun eu, setări, ci nu știam sublu, pe calculator nu prea știam. Și nu știam de ce nu merge volanul, ce să fac, apăsam pe pedal și chestii, era nebune. Am mai jucat Dirt 3, deci jocul e bestial. Cred că e și pe Steam jocul Dirt 3. Nu știu cât de vreo 20 de euro. E destul de mult. Plus că l-am luat. Dacă stați acum, stați să văd cât am luat pe el. Am și bonul. Deci e 20 de euro, nu, 10 euro. Cred că am luat pe el vreo 30 de lei. Fuck. Hai, careva mă lasă. Da, nu-i bai. Nu-i bai, mă. Dar nu-i bai. Mi-am dat puțin pe 37 de lei, parc. Așa știu eu. Că am dat pe joc. Și l-am jucat și la început era o setare cu autosave. Trebuia să dau enable sau disable. Eu tot așa, cum eram super entuziasmat, ai joc Dirt 3. Enter. Și era dat pe autosave disable. Văd că joc eu, nu știu de ce nu-mi salvează, tot acolo supărat, de ce nu salvează. Și după aia când văd chestii, ciudat era că setarea nici măcar nu mi-a mai arătat, adică era o stare care o făceai când îți cumpărai jocul, la PSD, la Media Galaxy. Făceai setarea aia și după nu mai puteai să mai faci cumva setarea înapoi și era nașpa. Good work, ce că am bubușit pe ăla. 4000. A, tot level-ul, nu? Bă, mai avem timp. Deci stați chiar să văd cât am dat pe jocul ăla. Era-s curios. Da, deci 29 de lei și 90 de bani acolo prin 2012 parcă i-a luat sau. Deci vă dați seama, 29 de lei și pe Steam jocul undeva peste 20 de euro, era 20 de euro cu, a fost acum Summer Sale și 20 de euro, what the fuck. Nu știu dacă mai avem timp de făcut ceva și să mai pierdem timpul și noi. Nu cu să vedem ceva, chiar nu știu ce să fac. Aș putea lua bani din bancă sau nu pentru un tir să fac și compania, dar nu prea știu
Nu prea știu ce să fac. Plus dacă fac cum repede un... un... Hai să vedem cât timp 6... metri? 3 km? What the fuck? 3 km, bă, aia cred că mai fac cursa aia. Că, na, să mai fie acolo ceva, deci nu... Nu vin să cred. 3 metri? 3 km și acolo aveam 2 metri. Adică... 6 de metri, n-ai rămas cu 3 km. De ce nu? Să mai facem, mai jucăm și noi ceva. Avem un DAF, nu Iveco. Foarte calometiro. Băgăm light, light cât e ceasul, unii ceasul, nu știu. În ora 19, băgăm poziția. Și înainte jucam așa, deci așa jucam eu pe 8 și pe Ulsa, să pe de la metal, așa jucam. Nu mă întrebați cum. Eu doar v-am spus. Așa jucam eu. Hai băgăm totuși luminile. Nu e cea mai... trebuie să duc gen la aia de lemne sau... ceva de genul. Totuși mi se pare mie sau de cam tare. Options, audio... Dăm... Asta un pic așa mai încet. Sper că l-am fășat tot episodul gen sau de... Mamă, cream că se bușesc aia. Ok. E bine că descoperim un ăsta, un dealer drag sau o prostie aia cu, nu știu, Volvo. Ok, Volvo, lol. Volvo și, da, Volvo. Deci cel mai bun, Scania, ce mai rău. Dar eu de asta am început în München, mi-am început ca așa condo în München. Aici e o, cum spune, o din asta, un dealer din asta mai mare, care sunt mai multe tiruri. Și am început aici că vreau să-mi iau un tir Volvo, e 100% Volvo, mi se par cel mai bun și prețul este ok. La majoritatea prețurile sunt nevara vreo 600 de mii. Nu. Gata, am revenit și eu, am fost până jos să spun la telefon, deci să vă spun cum stă treaba acum. Eu m-am dus până jos să răspund la telefon, că telefonul aveam cameră și la mine cameră nu prea am semnal și am primit un apel de la acela fancure și trebuia să răspund că, na, îmi vine o pereche de căști și trebuia să vorbesc cu ei când le aduc chestia asta, nu știu cum să o explic. Așa. Am fost jos, în fine, aveam semnal, m-am întors, s-a mutat să deschid microfonul. Bravo, David, ești cel mai tare. Am mutat microfonul și acum eu vorbesc pe videoclip din ce mi-aduc eu aminte și ce văd acum în partea asta de 2 minute și 7 secunde. Și ce să vă mai spun? Vorbeam ce de tiruri, care tiruri sunt mai bune. În fine, eu vreau să-mi iau un tir, un Volvo. Volvo fiind cam cele mai bune tiruri din jocul ăsta, ieftine și bune față celor de man, care sunt scumpe și nu sunt prea performante. Alt lucru. Am vrut să vă întreb, să-mi spuneți voi dacă știți, dacă ați jucat jocul mai mult, ce să fac? Să iau un împrumut de la bancă sau să nu iau? După cum vedeți, avem 10.000, 50.000 și 100.000, asta ne va pe la 290 pe zi, în fine, vedeți, vezi voi acolo. Eu am pe zi profit 7 zile, am 11.000 și asta ne înseamnă undeva pe la 1.000 și ceva pe zi, deci m-aș încadra ok la cele cu 500.000. Doar dacă stau în joc mai mult, pot face mult mai mult, dar na, asta depinde. Și cam atât am vrut să vă întreb pe voi, altceva ce să mai spun. Nu uitați și voi să apăsați butonul de like, share și subscribe. Să vadă și prietenii voștri episodul. Este genul și până atunci ne vedem la următorul episod. Pa, pa!